Uniunea Europeană vrea un rol important în ecuația păcii din Orientul Mijlociu. Afirmația îi aparține lui Tony Blair, emisar al Quartetului pentru Orientul Mijlociu, care a vorbit în Parlamentul European în cadrul unei audieri publice la invitația europarlamentarului Corina Crețu. Rămân la părerea că majoritatea israelienilor și palestinienilor doresc această soluție cu două state independente și de asemenea doresc acest lucru să se întâmple foarte rapid, pentru că este momentul să facem acum pași semnificativi înainte, nu ne permitem să amânăm procesul politic. Opinia fostului premier britanic a contrastat însă cu cea a majorității europarlamentarilor care au luat cuvântul și care au cerut inclusiv sancțiuni împotriva Israelului. Uniunea Europeană este cel mai important donator pentru Orientul Mijlociu. În 2009, peste jumătate de miliard de euro au fost investiți în sănătate, educație și creșterea calității vieții. Toate aceste donații și programe au fost distruse numai în câteva zile ca urmare a acestor conflicte. Este foarte important să vedem cum vom merge de acum înainte, dacă merită și unde merită să trimitem bani pentru Gaza. Audierea de la Palatul European a început cu hohote de râs. Fostul premier britanic Tony Blair s-a arătat fermecat de europarlamentarul Corina Crețu, disponibil să-i răspundă la câte întrebări dorește. Doriți să ne întindem mai mult, mai puțin? Vreți să vorbesc 15 minute sau mai puțin? Eu pot să vorbesc cât doriți dumneavoastră, sunt obișnuit.